Sanctitatea sa, Bartolomeu I, patriarhul ecumenic, va participa mâine la hramul parohiei românești din Istanbul, ocrotită de Sfânta Muceniță Paraschevii din Roma. Programul liturgic va începe dimineață la ora 9 cu utrenia, urmată de Sfânta Liturghie. Biserica Sfânta Muceniță Paraschevii se află în cartierul Haschioi și este ctitoria Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu. Lăcașul de cult a fost reconstruit din temelie în anul 1692 cu ajutorul donației domnitorului Muntean, pe locul în care se aflase vechea biserică bizantină a cartierului Prichidion. Biserica aparține comunității românești din Turcia, începând cu anul 2004, iar paroh este Părintele Sergiu Vlad.